Cătălin Neamțu a fost, timp de două decenii, alături de Cătălina, mama copiilor săi. Cu toate că separarea lor nu a fost oficializată printr-un divorț, cei doi nu mai formează un cuplu din decembrie 2022, actorul a mărturisit, cu sinceritate, despre acest moment din viața sa, subliniind că, deși relația s-a încheiat, legătura lor rămâne una puternică din punct de vedere parental. Aici nu mai e așa din decembrie 2022. Nu am divorțat, pentru că nu am fost căsătoriți, dar suntem separați și singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii minunați pe care îi avem împreună, Smaranda, Petru și Ze. Cu toate acestea, Cătălin Neamțu a găsit un echilibru în viața sa și în afacerea sa personală. Având o nouă iubită care îl susține și care îi oferă sprijin atât în momentele bune, cât și în cele mai dificile, Cătălin Neamțu a demonstrat că rolul său de tată este la fel de important ca cel de actor, fiind un părinte dedicat, care se joacă și se distrează alături de copii. Deși nu se consideră un părinte sever, el își împarte timpul cu cei trei moștenitori ai săi, încurajându-i să-și urmeze pasiunile. Încerc să fiu prietenul lor mai mare, sunt la fel de jucăuș și răspund provocărilor lor. Mă joc cu Petru fotbal în casă, colorez, decupez, pictez scuze și mă joc cu Smaranda în spectacole de impro și mai nou avem și o primă interacțiune artistică într-o producție TV. Unde suntem tată și fiică. Copiii lui Cătălin Neamțu sunt la fel de pasionați și talentați ca și părinții lor. Smaranda este atrasă de scenă și actorie, având și o pasiune pentru cântat la chitară. Petru, în schimb, este un iubitor al fotbalului și al sporturilor extreme, în timp ce Ze se dedică artelor, în special dansului, machiajului și picturii. Fiecare dintre copii își urmează propriile pasiuni, iar Cătălin Neamțu îi susține în toate aceste direcții. Cu o carieră de succes și o viață personală cu provocări, Cătălin Neamțu rămâne un exemplu de echilibru între muncă, familie și relații.